Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Venim cu informații în exclusivitate în această seară și cu dezvăluiri importante, anchete făcute de colegii mei, dar o să vedeți și cum protestele iau amploare, anvelope incendiate, dar și tunuri de apă, ce fac forțele de ordine chiar în fața unei instituții europene. Vă arătăm aici la România TV, avem și o alertă de holeră, 3.000 de turiști blocați, doamnelor și domnilor, dar venim și cu o statistică extrem de importantă. Cine sunt cei mai muncitori din Uniunea Europeană? Mari surprize o să vedeți. Adică ideea că nemții muncesc cel mai mult nu este neapărat corectă. La fel de important, mâine, ședință cu multe scântei, probabil s-ar putea alege candidatul pentru primăria municipiului București și în egală măsură se vor definitiva listele și avem și imagini de ultimă oră cu președintele României la o reuniune de război, dar vreau să încep, doamnelor și domnilor, cu imagini de aici din capitală, filmate în urmă cu puțin timp, un accident extrem de, să-i spunem așa, atipic. Practic, poliția a intervenit de urgență după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și s-a urcat peste un alt autoturism. Iată imaginile. Și sunt proteste masive ale fermierilor la Bruxelles. Manifestanții au venit cu tractoare, au blocat centrul Europei, centrul logistic al Europei, iar jandarmii au reacționat, o să vedeți, chiar și cu tunuri cu apă. Alertă de holeră care a dus la blocarea a peste 3.000 de persoane. De ce anume, ne explică chiar acum Raluca Curteanu. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Iată, este alertă de holeră la bordul unui vas de croazieră. La bordul navei ar fi izbucnit holera, așa că nu este primit acest vas în niciun port. Peste 3.000 de oameni sunt blocați în largul insulei Mauritius în urma unei serii de cazuri de simptome gastrointestinale apărute la bordul navei. Autoritățile din Mauritius au decis, iată, ieri, refuzarea acostării vasului în portul capitalei de acolo. Anterior, Franța a refuzat intrarea navei pe teritoriul său. Angajații Ministerului Sănătății au prelevat probe de la aproximativ 15 persoane aflate la bord. Rezultatele sunt așteptate mâine. Potrivit autorităților, cel puțin 14 pasageri, dar și un membru al echipajului, au acuzat vărsături și stări de rău. Aceste persoane au fost izolate în camerele lor. Și tot astăzi au fost imagini tulburătoare la înmormântarea Mioarei Roman. Fiicele acesteia au îngropat securea războiului pentru câteva ore, însă fostul soț, Petre Roman, nu s-a prezentat la aceste funerari.
informații de ultimă oră despre ședința importantă de mâine, o ședință a coaliției până la marea întâlnire. PNL stă să explodeze din cauza unui conflict local, dar e important că mâine s-ar putea să aflăm cine sunt candidații pentru primăria municipiului București și nu numai, chiar și candidații pentru europarlamentare. Ne dă toate detaliile Mădălin Puiu. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Mâine va avea loc o ședință decisivă a coaliției de guvernare. Din informațiile noastre, în după amiaza zilei de mâine va avea loc această ședință în care se vor discuta în primul rând candidații la Primăria Generală a Capitalei. Atât PSD cât și PNL își doresc un candidat independent care să fie susținut de ambele partide pentru Primăria Generală. Asta pe de o parte, însă pe de altă parte se va discuta inclusiv despre cine va deschide lista la alegerile europarlamentare. Aici, la fel, cele două partide își doresc ca lista să fie deschisă de către un independent. Sunt câteva nume care au fost vehiculate deja în spațiul public pentru funcția de primar al Capitalei și ne referim la Dan Ostahie, de asemenea medicul Cârstoiu și, mai mult decât atât, și Dan Șucu, un antreprenor din spațiul public românesc. Sunt mai mulți candidați care sunt testați în momentul de față în sondaje de către ambele partide, însă până în prezent nu s-a luat nicio decizie cu privire la acești candidați. Totul în contextul în care Remus Borza, un sfătuitor al președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, ei bine, pune presiuni să-și impună oamenii în funcții cheie. Aseară, din informație noastră, a avut loc o ședință în cadrul Partidului Național Liberal în care cei din PNL Vrancea voiau să-și pună un șef interimar după decesul lui Cătălin Toma. Ei bine, Remus Borza a încercat să-și impună alt candidat acolo și tocmai de aceea s-a iscat un scandal monstru. Chiar liderii din PNL Vrancea, din informația noastră, au sărit la bătaie. A fost un scandal în toată regula, însă până la urmă conflictul a fost aplanat. Mulțumesc mult, Mădălin Puiu, salut și pe Răzvan Savaliuc de la Lujul.ro, dar și pe Adrian Cosma, Partidul Național Liberal. Foarte important ce se va întâmpla mâine, dar am și o curiozitate. De ce în funcții cheie deschideți lista de europarlamentari, puneți primari toți independenți? Păi nu sunt toți. Aici, dacă lista este... Primarul Bucureștiului, candidatul pentru primarul Bucureștiului, înțeleg că va fi un independent, nu va fi nici Firea, nici Burduja. Deocamdată Partidul Național Liberal îl are candidat pe domnul Burduja. Acum, dacă din sondaje ar rezulta zilele acestea, zilele următoare, că nu are șanse sau că nu ar putea câștiga, evident că se poartă discuții. Dar, deocamdată, candidatul pentru primăria generală este Sebastian Burduja. Și cu Șucu, cu Ostahie, adică ar fi dispus să candidezi la o asemenea... funcție. Eu nici nu îi cunosc, sincer, nu m-am ocupat eu de această problemă, dar pot spune cu certitudine, indiferent care ar fi propunerea în cele din urmă, evident că organizația sau de București... poate vrea să câștige din nou Nicușor Ordănă. Organizația din București trebuie să facă această propunere și aceasta trebuie validată și votată în Biroul Politic Național. Da, și mai e un aspect important, pentru că de ce apar aceste speculații? Au fost o conferință oficială de presă pe care ați urmărit-o și aici la România TV, dar și în alte zone de presă. O conferință ținută de liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Și e important cum s-a ajuns acolo, iar maestru Ion Cristoiu face dezvăluiri despre ce s-a aflat de fapt în culise și toată lumea a ieșit practic cu aceste surprize independente. Să-l ascultăm pe maestru. O altă chestie, că mi-am notat multe, a fost una din justificări a lui Marcel Ciola. A fost asta, că dacă ei sunt uniți pe liste, atunci, după ce termine, vor fi pe primul loc normal, vor merge la Bruxelles și acolo vom negocia o funcție cât mai importantă ca comisar sau membru al biroului permanent. Deci, Ursula, care va fi aici propusă candidată, că nu știu ce fie PPE, a spus că ea propune înființarea funcției de comisar pentru apărare, care trebuie să fie din est. Oh. Adică Iohannis. Și dacă coroborez cu această decizie, de ce pun ei
înainte de parlamentare, de ce vor prezidențial. Și am explicat, bă, dacă e pe bune, teoretic, te aștepta că dacă pui, deci bine iunie, s-a terminat iunie, ei sunt pe primul loc, și poporul s-a răcurit. A mers și la locale, atenție, până la locale și vine vara. A dus acolo și când se întorc, vin cu poftă de alegeri. Și vin prezidențiale care se țin normal, nu se comasează. Eu mă așteptam că le pune după parlamentare. Nu, le pune înainte. Și atunci îi zice, bă, favorizează un independent, că dacă le pune cu primul tur al turul, cu primul tur sau al doilea tur, le pune coincidea cu parlamentare sau după parlamentare, după parlamentare aveam guvern, aveam ăla și după aceea ești președinte. Nu cred că se mai ducea lumea. Bă, dar ăștia vor să favorizeze un independent noi. După toate semnele pe care le am eu, Klaus Iohannis va fi comisar pe apărare. O spun. Deci înființează un post comisar pe apărare. Să zic că probabil că noi putem lua și încă unul, dar comisar pe apărare. Da? Acest post se va face în iulie, se dă. În momentul ăla, Klaus Iohannis poate să demisioneze, să ducă comisar. Dacă demisionează el, președinte devine ciucă. Iepuri, trestie, apa Dunării, tot ce mișcă râul Ramu este ca să ajungă ciucă președinte. Răzvan Savaliuc, deci, cum spunea și maestru Cristoiu, se pregătește ceva până și la prezidențiale pentru independent sau Nicolae Ciucă? Tu ce ai aflat? Eu zic că se face un joc foarte murdar și îl face Klaus Iohannis, care urmărește următorul lucru. Să-i facă culoar liber la ca președinte interimar lui Ciucă, care, da, că el își va da demisia, va deveni din funcția de președinte al Senatului. Adică da, pe lege va deveni președinte interimar. Să înforțeze toți aliații noștri să susțină gruparea PNL-PSD, iar toți ceilalți din spectrul politic care vor fi candidați să fie acuzați că sunt extremiști. Deci asta este placa. Deja orice partid din opoziție este catalogat extremist, putinist și așa mai departe. După care, dacă reușesc să-l monteze pe Ciucă președinte, Klaus Iohannis va fi numit premier României. Exact după modelul Putin-Medvedev. Adică nu secretar, nu, comisar pe apărare. Ai o funcție, el trebuie să aibă o justificare ca să plece din poziția de președinte, pentru că dacă pe Ciucă, care nu e un personaj prea popular, îl pune președinte al României, chiar și interimar, îi vor crește foarte mult șansele să fie ales permanent. Și atunci el își asigură, practic, postul de premier al României. Și nu vom scăpa de pacostea de Klaus Iohannis, care ne-a dus unde ne-a dus încă nu știu câți ani. Da, e o variantă și acum avem un breaking news. Da, informația de ultim moment este despre meteo. Silviu Grigore, chiar acum în direct cu noi, înțeleg, Silviu, o prognoză reactualizată, da, ne-a fost minunat în weekend, cald afară, duminică au venit și câteva rafale de vânt ploi, astăzi au mai scăzut temperaturile, dar înțeleg că vremea se schimbă din nou. Te ascultăm, bun găsit! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor! Da, vorbim despre schimbări, însă în ansamblu vremea rămâne una mult, mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă, mai ales în zonele aflate dincolo de Arcul Carpatic, pentru că sub influența unei zone cu presiune atmosferică ridicată, aflată la est de noi și extinsă până către Asia Mică, vorbim despre un avans de aer cald pentru țara noastră, dar pentru zonele extracarpatice și de înnorări de tip stratiform, acei noi nori cu plafon scăzut, care vor face ca vremea să nu fie atât de caldă precum în zonele intracarpatice, aici în regiunile est-sudestice. Și practic mâine, maximele care vor fi cam între 8 și 20-21 de grade, vor avea cele mai mici valori în zona din estul țării, est-sud-est, în Dobrogea, în timp ce 20-21 de grade Celsius vor fi în zonele de deal din vestul țării. Practic, acest tipar al vremii se va menține și în zilele următoare, adică cele mai mari valori termice spre 20 de grade miercuri,
vor fi tot pe zonele din vestul țării, iar în zonele din est, sud-est, în zona de litoral, vor fi cele mai mici valori, însă chiar și așa vorbim despre o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Și spuneam că situația se menține până la începutul săptămânii viitoare, când foarte posibil, mai ales spre jumătatea ei, temperaturile vor mai scădea, însă chiar și așa rămân peste cele normale. Nu am făcut trimitere la precipitații pentru că ele practic vor lipsi în zilele imediat următoare. Apoi însă vor fi condiții, mai ales joi-joi spre vineri, pentru accentuarea nebulozității, îndeosebi în regiunile sud-vestice, unde vor fi și ploi, iar la munte, zonele înalte, poate și precipitații mixte. În ansamblu însă vorbim, spuneam, despre vreme caldă și cu extrem de puține precipitații. Mulțumesc mult, Silviu! Și acum, domnilor și domnilor, informații importante despre situația tragică după incendiul devastator din Spania. Administratorul blocului care a ars anunță că două românce sunt date dispărute, însă Ministerul Afacerilor Externe nu confirmă încă această informație, precizând doar faptul că oficialii consulari fac cercetări la fața locului. Reamintim faptul că în urma incendiului 10 oameni și-au pierdut viața, iar alți peste 10 sunt dați dispăruți. Și tot astăzi au venit noi date de la Eurostat, apropo de apetența popoarelor europene pentru muncă. O să vedeți cine sunt campionii și vă dau un singur indiciu, nu sunt nemții. Dragoș Bistriceanu vă explică. Bun găsit! Bun găsit, stimați telespectatori, vin cu informații de ultimă oră relevate de statisticile oficiale referitoare la cine lucrează cele mai multe ore pe săptămână în Europa. Potrivit Eurostat, stimați telespectatori, sârbii și grecii sunt cei mai muncitori, Germania fiind abia pe locul al 24-lea în Europa ca număr de ore lucrate și neținând cont de productivitate. România, mare atenție, este pe locul al 4-lea la clasamentul general. Lucrătorii români, pe de altă parte, pentru că luăm așa pas cu pas, lucrătorii din comerț sunt pe locul al 18-lea în Uniunea Europeană ca număr de ore lucrate, cel mai mult lucrându-se în comerțul din Grecia și Elveția cu circa 8 ore săptămânal mai mult decât în țara noastră. A fost luat în calcul timpul de lucru al unui salariat cu normă întreagă. Pe de altă parte, în zona de turism, românii ar fi pe locul 24 în Uniunea Europeană ca număr de ore lucrate. Grecia și Elveția sunt cele mai muncitoare când vine vorba de turism, iar asta se vede și din încasările pe care acest sector le aduce. Grecia a obținut anul trecut 20 de miliarde de euro din această zonă. În domeniul bancar, România e pe locul al 21-lea la număr de ore lucrate, pe primele locuri fiind din nou elvețienii, luxemburghezii și islandezii. La polul opus, cei mai relaxați sunt finlandezii și olandezii. Iar în administrația publică suntem pe la mijlocul clasamentului, locul al 11-lea european. Elveția, Austria, Suedia și Malta au salariații din administrație cei mai silitori, olandezii și spaniolii fiind cei mai relaxați. Mulțumesc mult, Dragoș! Ei bine, domnule Cosma, noi suntem pe locul 4 în clasamentul general, adică muncim 40,1 ore pe săptămână, dar suntem cei mai prost plătiți. Puteți explica? Adică de multe ori se spune, domnule, e multă lene, probabil aici clasamentul e mai ales pe zona privată. Da, e un aspect care ne preocupă pe toți până la urmă și cred că cel mai important este să vedem seriozitatea fiecăruia dintre noi și acum salariile din România nu sunt cele mai mari, este adevărat, dar eu cred sunt foarte mici, la asta da, sunt mai mari. Eu cred în continuare că acele statistici care ne sunt prezentate... Sau poate vreți să ne transformați în sclavi, că știți că la noi taxarea pe muncă e una dintre cele mai mari. Nu eu vă transform și nici statul nu cred că are interesul acesta. Alesul. Eu văd un fenomen care ia amploare. Faptul că importăm forță de muncă din țările africane, iar în România sunt foarte multe locuri de muncă. Pe lângă orice cafenea treci, vezi, angajezi barman, angajezi funcționar, angajezi tot felul de, de muncitori. În toate domeniile. Deci eu nu cred că astăzi în România... Teoretic necalificată. Cine nu dorește nu muncește în România. Suntem pentru că locuri de muncă sunt suficiente. Că, uite, muncim mai mult decât nemții, teoretic.
Avem o problemă. Medie generală. Avem o problemă, spun eu, din cauza multinaționalelor. Ele ne obligă să ținem salariul minim pe economie foarte jos, pentru că ele la toate magazinelor de aici să nu plătească prea mult la stat. Și se întâmplă următorul fenomen. La noi nu este o lipsă de forță de muncă, este o lipsă de muncă prost, adică este o muncă prost plătită la nivelele mici. Unde te duci în magazine, cum am dat exemplu aici, pe la cafenele, pe la magazine, unde salariile de regulă sunt mai mici, oamenii nu vin. 2000 și un pic de lei, păi cum oameni, să mai trăiești dar nu poți să trăi. Și atunci oamenii nu vor să-și asume, preferă să facă altceva, să se chine, mai stă pe acasă, îl mai ajută mama, îl mai ajută tata, dar așteaptă până găsește o muncă bine pe tine, pentru că consideră că este umilit cu 2000 și ce, 2500 de lei, chiar și 3000 de lei, să fim serioși, nu poți să trăiești în România. Dar, mai ales dacă ești la început de drum, n-ai casă, trebuie să plătești o chirie, deci numai chiria că ți acoperă din start salariul. Aici deci, este un aspect. Da, aici e problema, până noi nu ridicăm salariul minim la un nivel european, adică 800, chiar 1000 de euro, da. O să avem cel mai mare exod din lume pe timp de pace. Cei care rămân pe necalificat sunt făcuți sclavi și restul încurajăm. Noi mai avem o problemă care ne aduce în această logică, faptul că avem o pondere foarte mare a bugetarilor raportat la cei care muncesc în mediul privat. Păi noi, de exemplu, eu așteptam, pentru că reforma în sistemul bugetar a fost propusă de premierul Ciolacu anul trecut, parcă acele, țineți minte, acele 200.000 de posturi, așa. S-a aplicat în sensul că s-a amânat până la 1 iunie acea reformă bugetară. Și aici Ministerul Muncii, împreună cu domnul Ciolacu, care a făcut această promisiune, din păcate constat că nu s-a făcut nimic pe partea aceasta de restructurare și de reorganizare. Poate discutați mâine în coaliție. E o chestiune pentru care românii poate ar vota. Breaking news, din nou. Au venit, doamnelor și domnilor, și primele imagini cu președintele Klaus Iohannis, pe care îl vedeți alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, șeful statului, participă alături de o serie de lideri aliați ai NATO la o reuniune privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și intensificarea eforturilor pentru continuarea sprijinului acordat Kievului. Discuțiile vor viza evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, implicațiile acestuia asupra securității europene și euroatlantice, precum și identificarea opțiunilor pentru intensificarea asistenței pentru Ucraina. Întâlnirea este și în contextul în care președintele României își dorește o funcție la nivel înalt, poate NATO, poate la nivelul Uniunii Europene sau poate, așa cum spunea Răzvan Savaliuc, că dorește sau vizează funcția de premier după practic decembrie 2024. Și apropo de intensificarea eforturilor pentru război, nu este de ignorat nici declarația lui Raed Arafat, care face următorul anunț, un anunț important despre sistemul sanitar în caz de război, adică un soi de medicină de război. Să-l ascultăm. Dacă în UPU-urile sau dacă în spitalele civile, în caz de conflict, vom primi pacienți, este normal. Toată Europa, toată lumea vede acest lucru, că militarii, dacă sunt răniți, vor ajunge la un moment în spitalele civile. Nici o țară n-are spitale militare cu toate specialitățile care să acopere nevoia militarilor. Așa că orice spital civil va ajunge în final să primească posibil răniți militar sau civil. Mai este de lucrat pe sistem, fără nicio discuție. Deci mai este de lucrat pe sistem, mai este de lucrat pe partea de capacități, mai este de lucrat pe partea de capacități de terapie intensivă, mai este de lucrat pe partea de capacități chirurgicale. Este mult de lucrat și aici să știți că se lucrează nu numai în România, se lucrează peste tot pentru pregătirea sistemelor sanitare din țările membre NATO, pentru a face față unei eventuale situații de conflict, chiar dacă toată lumea spune că acest lucru este foarte puțin probabil și că nu trebuie să ne speriem, da, așa este, dar a fi pregătit este un lucru obligatoriu.
A fi pregătit este un lucru obligatoriu, Răzvan Savaliuc. Vedeam săptămâna trecută CSAT-ul a luat în discuție și povestea voluntariatului pentru tinerii de până în 35 de ani, dacă inițial s-a vorbit de o sumă de bani pe care aceștia urmau să o primească, înțelegem după CSAT că nu prea ar fi fondurile. Nu ne alarmăm, nu vă alarmați, dar noi ne pregătim într-un soi de război și pe parte medicală și pe parte de voluntariat. De fapt, ce se întâmplă? Că sunt aceste pregătiri, ar fi într-un fel normale, ținând cont că avem un război foarte aproape de granițele noastre. Dacă ele rămân la stadiul acesta, este normal ca oricine ar fi la guvernare să aibă grijă, să aibă o armată care poate fi pusă sub mișcare. Dar dacă acești conducători fac cel mai mic gest de a intra în România într-un război care nu îi aparține și de care noi trebuie să ne ținem departe, aceștia vor trăda națiunea română. Pentru că poporul, conform Constituției, trebuie consultat întotdeauna dacă se dorește un război. Nu pot lua niște conducători vremelnici decizia de a antrena România într-un război. În Constituție se spune clar că armata este la ordinul poporului, nu a președintelui României, nu a premierului, nu a vreunui partid politic. Deci atenție mare cu acești oameni, că ei sunt în stare pentru niște funcții, pentru promisiunea că vor fi susținuți de rețele de socializare sau alte bazaconii ca să iasă la guvernare, sau chiar cu fraudare de voturi, de că tot felul ai tici de ăștia de pal. Ai și probleme. Eu dau o supoziție, nu acuz încă, dar eu, așa cum îi cunosc pe politicieni, sunt în stare de orice. Aici să facem o precizare totuși. România nu declară nimănui război. România nu vrea să declare război. Dar noi avem obligația să ne pregătim. Așa cum ne pregătim pentru incendii, ne pregătim pentru dezastre, pentru cutremure, pentru secetă, avem obligația să ne pregătim și pentru război, pentru că este la câteva zeci de kilometri de noi. Eu vin din Satul Mare. La Satul Mare avem 30 de kilometri până la Halmeu, granița cu Ucraina. La 150-200 de kilometri de granița noastră cu Satul Mare, cad bombe. Deci e clar că trebuie să ne pregătim pentru asta. Adică dar România trebuie să joace. O să-i plătiți sau nu? Că toată lumea se întreabă. O să ne luați cu arcanul și ne dați 0 lei sau ne dați și ceva bani să ne antrenăm pentru această... Eu sunt convins că va trebui să se plătească o soldă lunară pentru această perioadă de pregătire. Ce se atent nu s-a înțeles. S-a înțeles doar că nu sunt bani. Și până la urmă, eu nu cred că este rău ca tinerii noștri să învețe totuși rău, un pic de disciplină, pregătire fizică, care n-ar face altceva decât să fim pregătiți pentru orice situație. Eu, să știi, Andreea, eu sunt pentru armată obligatorie. Totuși tinerii ăștia au un job, da. Nu pot să se ducă așa orice. 3 luni, 6 luni pot fi incorporați, chiar dacă nu ne ducem noi într-un război, dar trebuie să avem o populație care în caz de nevoie să se apere. 3 luni, 6 luni de armată, care să fie și plătită, mai prost, dar să fie într-o oarecare măsură plătită, este foarte necesară. Orice țară responsabilă, mai ales în situația noastră geografică, ar face așa ceva. E o greșeală că ce a făcut România, că a scos armata obligatorie și, sau măcar dacă a scos-o, n-a făcut-o un sistem de voluntariat, astfel încât pe banii să aibă un corp de armată care oricând să fie gata așa să apere cum țara. Se întâmplă, de exemplu, tocmai... în Polonia. Dar aș vrea să vă mai arăt ceva, pentru că n-a început campania și politica la noi are foarte, foarte multe aspecte. Și avem, doamnelor și domnilor, un anunț de divorț în cea mai controversată familie politică. Este vorba despre familia Șoșoacă, acolo unde soțul Silvestru Șoșoacă a hotărât să divorțeze de doamna Șoșoacă ca să ia numele de Șoșoacă și să o cheame Tiana, Dumnezeu știe cum. Larisa Popa vă explică. Bun găsit! Scandalul dintre soții Șoșoacă, iată, ajunge la un alt nivel. Silvestru Șoșoacă își acuză soția de infidelitate și vorbim despre un scandal public. Au ajuns să se jignească și să se atace pe rețelele de socializare. După ce a fost exclus, iată, în miez de noapte din partid, Silvestru Șoșoacă spune că a aflat de această decizie ilegală, consideră el, din presă și ține să precizeze că proiectul SOS România a fost ideea lui, fiind de altfel și principalul organizator
fondator al partidului. Încă soțul Dianei Șoșoacă spune că decizia este de neînțeles și nu se pot accepta acțiunile abuzive ale senatoarei împotriva membrilor și liderilor din partid. Și am spus încă soțul Dianei Șoșoacă pentru că divorțul în familia acestora bate la ușă, ba mai mult, Silvestru Șoșoacă și-ar dori ca după separare senatoarea să nu-i mai poarte numele, astfel să revină la numele de dinainte de căsătorie, Diana Iovanovici. Până aici! Nu se mai poate! Iarăși ai căzut psihic? Tratează-te! Ia pastile! Scandal politic și divorț în partidul de tip familial care vrea să salveze România. S-a băgat dihonia în SOS și circul e cât casa. Am un mesaj special pentru tine, Silviu. Dacă nu încetezi, voi da pe față numele celor care stau în spatele tău. E ultimatum. Dragă Diana, noi doi am plecat la un drum împreună pentru această țară, pentru români. Până în acest moment ne-am susținut, ne-am completat, ne-am contrazis, ne-am sfătuit și am reușit să construim. Din această echipă, Diana și Silvestru Șoșoacă, s-a născut un copil puternic, SOS România. Un copil cu sute de mii de suflete ale acestei țări care au nevoie de unitate, au nevoie să luptăm pentru ei și să dăm în permanență dovadă de luciditate și pragmatism. Ia labele de pe partidul SOS România, luați labele de pe această speranță a poporului român. Pentru mine viața personală nu mai există de mult de când m-am implicat în această luptă împotriva sistemului. Pleacă, domne, de aici! Nu pune mâna pe mine, că nu ai dreptul! Da, asta este o parte a politicii total lipsită de conținut, o politică în care niciodată, de exemplu, nu se vor găsi soluții pentru ceea ce a devenit o realitate extrem de urâtă aici în România. Și, vă spun așa, în ultimele 48 de ore, polițiștii au făcut numeroase razii pentru alcool și droguri și doar în capitală și în județul Ilfov, sute de șoferi au fost testați, iar peste 30 dintre ei au fost prinși beți sau drogați. De ce ați condus mașina fără a avea permis de conducere? De ce? Am vrut să mă duc doar până la magazin să-mi iau un suc, un kilometru. Hai, lasă, lung timp de câteva secunde. Suflă, suflă. Ați consumat ceva băuturi alcoolice? Înainte, la grătar. La viață, sigur. 033. Topa dumneavoastră? Wow. Avem o valoare de 0,95. Această valoare e de infracțiune. Va trebui să ne deplasăm la sediul INML pentru recoltare de probe de sânge. Permisul dumneavoastră de conducere se va reține și dreptul dumneavoastră de a conduce se va suspenda. Să spuneți când ați consumat și cât ați consumat. Câteva fumuri. Când? Seară. Iarbă. Cannabis. Am înțeles. După cum vedeți și dumneavoastră, a ieșit pozitiv la cocaină și la cannabis. Merge la spital să recoltăm două probe de sânge, o probă de sânge și una de urină. Da, aici poliția a intervenit, Răzvan Savaliuc, dar o să-ți arăt puțin mai târziu un caz din Berceni, unde poliția cunoaște acea persoană care consumă, persoana respectivă se duce la furat și nimeni nu o reține, dar ai de spus ceva important. Dar vreau să continui, Andrei, o idee, apropo de imaginea care ai dat de la întrunirea de la Paris, unde participă și Klaus Iohannis. Președintele Iohannis alături de Macron. Da, premierul Slovaciei a ieșit și a spus că Slovacia nu își va trimite soldații în Ucraina. Și sunt semnale că există niște presiuni de la mai marii Europei și de peste ocean ca anumite țări să trimită trupe. Și eu sper ca Klaus Iohannis sau cineva, nimeni altcineva din conducerea mea să nu facă
cumva greșeala sau actul de trădare națională să ia decizia trimiterii de trupe române în Ucraina. Aici n-ar trebui pentru să existe că decizia Parlamentului, domnul Cosma, băi, dacă uite, spun, am, asta am vreau, trimit așa ipotetic. Asta vreau să, niște... să vă spun că nu există. Numai un moment, asta vreau să citesc din articolul 18 din Constituție. Armata este subordonată exclusiv voinței poporului. Da, deci nu poate decide președintele României fără în lipsa unui referendum. Nu suspectăm maiurea. Eu știu, pentru o funcție, mulți deci pot să zic că să-și ia angajamente, cum avem noi prostul. Vreau să e cazul, eu sunt membru în Comisia de Apărare, să știți. Eu sper să nu și se întâmple. Și nu e cazul, nu și nu va fi, nu va fi, să fie însă cazul. România trebuie să joace un rol regional în această chestiune, pentru că, repet, la granița noastră totuși este un conflict. Adică vedeți, frații noștri, păi de exemplu, rolul de a ne pregăti pentru orice, așa cum ne pregătim pentru orice dezastru, să ne pregătim, să fim pregătiți. Dacă pentru că România când ninge... Dacă doar ne pregătim, e bine. Exact. Dacă facem noi greșeala să intrăm noi cu trupe, cred că e o trădare națională care va aduce niște deservicii în România, cel puțin 20-30 de ani acestei țări. Nu pentru că nu se poate cazul, pune nimeni cu Rusia la conflict. Ora actuală. Nimeni nu caută conflict. În România ne-am obișnuit, eu de când mă știu, în luna ianuarie, la televizor, văd, autoritățile au fost luate nepregătite, pe nepregătite ca nins. Hai să nu mai fim nepregătiți. Hai să fim pe multe serioși. Milioane, adică în afară de faptul că dăm bani, păi nu, că ele se pregătesc, domnule Cosma, și cheltuiți și din veisteria și din taxele noastre milioane de euro pentru acea pregăteală. Da, mesajul meu este acela, dacă cumva președintele României ia decizia de capul lui în contra Constituției să trimit, dacă se întâmplă, trebuie pus imediat sub acuzare de către Parlamentul României. Să existe o decizie a Parlamentului. Decizia o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și după vă arăt un interviu în exclusivitate cu ministrul Muncii apropo de recalcularea din septembrie, un interviu acordat pentru că acum e un moment extrem, extrem de important, în circa o săptămână, cel puțin până pe 4 martie, trebuie să apară normele de aplicare a noii legi, imediat interviul. Așadar, ministrul Muncii, într-un interviu exclusiv pentru România TV, face ultimele precizări înaintea adoptării normelor metodologice pentru noua lege a pensiilor. Termenul limită pentru adoptarea acestor norme este 4 martie. Este important de știut, fiindcă este un aspect care a creat nelămuriri printre pensionari, faptul că nu se acordă beneficii la beneficii. Cu alte cuvinte, punctele de stabilitate se obțin doar pentru perioadele contributive. Cu alte cuvinte, dacă ai fost în condiții speciale sau condiții deosebite și ai avut cele 6 luni pe an sport de grupă în condiții speciale, respectiv 4 luni pe an în condiții deosebite ca beneficii și pe legile anterioare și pe actuala lege, fiindcă și în actuala lege se mențin, vei beneficia de aceste beneficii în cazul în care locul de muncă a fost încadrat în condiții speciale sau deosebite, angajatorul a plătit contribuțiile suplimentare la bugetul asigurărilor sociale de stat. Da, domnule Cosma, întrebarea esențială, credeți că există vreun risc ca până la 1 septembrie să nu fie recalculate toate pensiile? Adică fix atunci când sunt prezidențialele în România cu un independent sau cu domnul Ciucă, vârf de lance, cineva să-și permită din partea arcului guvernamental să vină cu pensii nerecalculate? Nu cred că va fi această problemă. Mă asigur că eu îmi pun niște semne de întrebare, pentru că și legea pensiilor trebuia să fie gata la un anumit moment, a fost depășit și legea salarizării. Nu, a fost gata cu o lună, chiar două înainte. Nu, în prima fază trebuia la 1 ianuarie, dacă nu mă înșel, 2023, da, aia a fost primul termen, iar la legea salarizării trebuia să fie gata în decembrie, parcă, și din păcate s-a depășit și acest termen, dar totuși hai să sperăm. Aici depinde foarte mult de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii va trebui... Casa Națională de Pensii, care este condusă de un liberal, că Ministerul și-a terminat treaba, cei care fac recalcularea sunt cei de la casă. Casa de Pensii nu este de capul ei pe acolo, totuși avem un ministru care coordonează activitatea tuturor acestor case. Președintele Casei Naționale de Pensii, el e coordonatorul, nu ministru.
Da, bun. Ministerul Muncii împreună cu Casa de Asigurări trebuie, cu Casa de Pensii trebuie să rezolve această problemă. Evident că toți ne punem speranța, mai sunt 6 luni până atunci și să-i vedem la treabă. Bun, eu speram totuși ca un politician să nu mai își exprime speranța, ci să genereze garanții, mai ales nu că pot atât pentru ce fac alții, domnul pot Ciolacu ce fac eu. Cât și domnul Ciucă au zis că ei garantează, adică văd că Adrian Cosma nu garantează. Bun, o să vă arăt o fotografie interesantă acum, doamnelor și domnilor, o fotografie care a generat o adevărată dezbatere pe planetă, datează de la finala Cupei Mondiale din 1962. De ce dezbaterea prinse? Pentru că surprinde un obiect care nu avea ce căuta acolo în acele vremuri și se fac multe analize care vorbesc deja despre o probă a călătorilor în timp, a căror probabilitate, deși nu este indubitabil dovedită științific, mulți savanți de renume nu au negat această posibilitate. În respectiva fotografie, și aici vă rog să vă uitați cu atenție, pe lângă Mauro Ramos, capitanul echipei braziliene, e bine, fix acolo unde e în cerculețul roșu, un cetățean pare să țină celebrul model de la finalul anilor 90 de telefon mobil Motorola. Vi la duceți aminte Motorola cu acea clăpiță? Și de aici s-a presupus că cineva a traversat acea capsulă a timpului, a ajuns acolo, a fost un eveniment important și a făcut fotografia. Cei care nu sunt de acord cu această teorie spun că, de fapt, acest cetățean avea în mână un dispozitiv de cameră, cutie, însă nu era un dispozitiv prea popular în anii 60. Dar te întreb așa, Răzvan Savaliu, dacă te-ai întoarce în timp undeva în trecut, ce ai schimba? E greu de spus ce ai putea să schimbi ca să aibă și efect în viitor. Nu știu, nu vreau să mă pronunț. Dar dumneavoastră, domnule Adrian Cosma, dacă v-ați duce în viitor, ce ați vrea să aflați? În viitor? Multe. Avem multe, cred că foarte multe semne de întrebare în ceea ce privește viitorul nostru, în special atunci când ne uităm la problema demografică pe care o are Europa și România. Cred că aici ar trebui să avem politici serioase, pentru că e clar că este un declin demografic. Dar președintele României, să vorbeți direct la final de septembrie? Dar care vor fi numerele câștigătoare pe la lot? Președintele va fi de... 49, a fost doamna Crețulescu. Președintele va fi de la PNL, pentru că PNL este singurul care poate da președintele României Ciucă, și nu? Poate să coaguleze în jurul său toate forțele politice și de aceea cred că cu siguranță nu vom avea un președinte de la PSD. Un politician celebru a fost reținut în această țară. Este vorba de domnul Morega, care de 4 ori la rând a fost prins cu probleme la carnetul de conducere. Iulia Blondea, colega mea, ne dă detalii. Înțeleg că baronul a rămas fără permis și a fost și reținut 24 de iulie. Iulia, deci la 4-a încercare l-au reținut. Da, bună seara, Andreea, bun găsit tuturor. Într-adevăr, astăzi a fost pentru a 4-a oară când Daniel Morega a fost prins la volanul autoturismului său, a fost blocat în trafic de 3 mașini de poliție care cel mai probabil l-au filat, iar în momentul în care fostul baron de Gorj s-a urcat la volan, a fost tras imediat pe dreapta, așa cum spuneam, blocat de 3 mașini de poliție în trafic. În urmă cu doar câteva minute, după ore în șir de audieri, Daniel Morega a fost scos din sediul poliției și dus direct în arestul preventiv. Pe numele lui a fost emis un mandat de reținere pentru 24 de ore. Andreea, Daniel Morega își pusese inclusiv un girofar pe autoturismul său cu care circula pe străzile din municipiul Târgu Jiu. El a rămas fără permis de conducere după ce i-a fost retras din cauze medicale. Da, mulțumesc mult. Oricum e bine că s-a întâmplat a 4-a oară. Răzvan Savaliu, dacă te prindeau pe tine de 3 ori fără permis și cu girofar, crezi că scăpai abia a 4-a oară? Am și arestat. Aici cred că poate omul suferă de un Alzheimer care are 80 ceva de ani și probabil a uitat că ei s-au luat permisul. E posibil să nu le facă cu intenție. Dar cum să mai conduci cu altul? Dacă omul nu și amintește, n-ai ce să-i faci. El nu e de vină, că nu poate. Dar trebuie văzut dacă are discernământ sau nu.
Da, și aici, dar și familia trebuie să intervine dacă are Alzheimer, este responsabil în povestea asta. Dacă la noi în Ardeal este o vorbă, zice, sigur nu cu piciorul Ibaiu. Nu cu piciorul, da. Și aici poate fi adevărat sau poate fi din perspectiva vremurilor de mult apuse, când domnul Morăga, știu că și-a luat și o aliură de sfânt. Da, poate el când se trezește dimineața se crede prefect și pleacă cu girofar în misiune, posibil orice. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea, bună seara, domnul și domnul. În doar câteva clipe, o nouă ediție incendiară a punctului culminant. Avem un videobombă, cum își oripilează vecinii, candidatul combinator. Filmări cu rețeaua de străbălării, perversul e dat în fapt. Sex în public, vecinii numără disperați partenerele. Iar combinatorul lui Ciucă rupe tăcerea după întâlnirea de taină. Între escapade, sfătuitorul șefului PNL plantează candidați. Și o investigație spectaculoasă, România TV, rețeaua generalului Coldea. Omul cheie al statului, noile imagini, unde a fost surprins. Dubioșii cu trecut penal cu care a petrecut Coldea în Dubai. Vorbim și despre infractorii implicați în acapararea puterii politice. Ce face magicianul Vlad Voiculescu la primăria lui Clotil? Și cine îl terorizează în arest pe patronul fermei dacilor? Scandal în puterea nopții, picioare și pumni în ușă, iar ministrul intervine. Sunt date uluitoare în dosarul drogatului. Iar judecătoarea habarnistă din dosarul lui Vlad Pascu a ajuns în sfârșit cercetată disciplinar. Și un document cutremurător, am luat urma traficanților. Cum sunt scăpați copiii în ghearele drogurilor, disperarea părinților care își văd copiii cum se pierd. Și familia putinistă oferă noi filmări ale circului Șoșocar, umilința finală, domnilor și domnilor, Petre a părăsit-o pe Mioara și la groapă. Nu în ultimul rând veți afla ce a pățit Ion Cristoiu după operația la ochi. Și vorbim și despre moartea unuia dintre cei mai mari bogătași ai plămânetei. Cui rămâne uriașa avere, aflați în doar câteva clipe. Rămâneți, merită!